Locul potrivit aici pe canalul Nicu Bendea. Bine v-am găsit și în această dimineață superbă de august. Încă vara ține cu noi. Politicienii nu țin cu noi, dar nu contează. Mulțumesc de like-uri, de comentarii, v-am răspuns. Mulțumesc pentru faptul că v-ați abonat și că suntem aici împreună să discutăm problemele arzătoare, problemele care sunt la ordinea zilei. Sunteți la serviciu, sunteți obosiți? A stat cu o oră în plus pe terase, că așa ne-a promis domnul Ludovic Orban, că ne mai dă el în generozitatea lui încă o oră. Să nu se închidă terasele la 11 seara, să se închidă la 24. Ce om generos! Știe, e expert, e avizat, ce-o zis? Mai bea omul încă 3 beri, mai uită de năcazuri, mai uită de viață. Da, uitați-vă că pentru terase se poate, pentru terase putem prelungi, deși starea este cum este. Dar în Oradea, la Băile 1 Mai, este un spital de recuperare pentru mai ales copiii cu probleme și se pune în discuție ca acest spital să devină iară spital de guvid. Așa că acolo trebuie să intervenim și să susținem și să spunem ministrului sănătății: nu-l închideți, nu-l transformați. Mai sunt și oameni care au nevoie de tratament pentru alte boli în țara asta. Nu-i numai pandemia asta singura boală cu care ne luptăm, da? Vă rog frumos să luați măsuri, să avem cât de cât o șansă, că ni s-au redus și acestea în lunile care au trecut până acum. Ați fost la mare? Ați fost la mare, normal, ziua Marinei. L-ați văzut pe președinte, sigur, pe el acolo, a salutat navele, că public nu prea era. N-a fost nici soția cu el, Carmen. Păi ce a zis Carmen? Dar zice, cine sunt eu să mă duc la ziua Marinei? Dar ce, Marina a fost la ziua mea? Așa că domnul președinte a fost alături de consilieră. Doamna Carmen a stat acasă, nu știu ce a făcut pe acolo. O fi făcut curățenie, că mai trebuie făcută. Nu trebuie numai curățenie de Crăciun, de Paști. Trebuie făcută și curățenie de vară. Salutăm avioanele care ne aduc în țară valori. Valorile care au fost să se bronzeze, deși erau bronzați. Bă, dar tare motorare. E benzina ieftină. De ce să nu faci plinul și la avion? La Nicula ce m-a surprins la pelerinaj la Mănăstirea Nicura? Până acum erau foarte mulți pelerini, de ordinul zecilor de mii. Acum au fost vreo 3-4 mii cu distanțare socială. Vedeți că se poate, e ok. Ne ajută, Doamne, Doamne, și dacă stăm și ne mai rugăm de acasă. Alt lucru plăcut care m-a surprins a fost lipsa politicienilor. Măi, acolo e făcut altarul în aer liber, lângă mănăstire, știți, cu ocazia adormirii Maicii Domnului. Și pe vremuri erau mai mulți candidați, mai mulți politicieni, mai mulți parlamentari decât preoți. Mai încercau și ei să cânte, stând așa, taci-mă din gură, că avem voci, avem cântăreți buni decât voi. Acolo stăteau drepți, își făceau la cruci de 1,5 metri. Acum nu, a fost prefectul să se asigure că totul e ok. Deci politicienii nu prea mai își asociază imaginea publică cu imaginea bisericii. E o chestie foarte logică. Fiecare cu ale sale. În schimb, politicienii au tras tare weekendul ăsta să-și lanseze candidații la apă, să-i bage pe canal, vedeți deosebirea? Și eu am canal, canalul ăsta de YouTube. Și vă dau like, mulțumesc că sunteți aici. E un canal pozitiv, un canal care ne face mai optimiști, atâta cât se poate. Ei și-au lansat candidații în politică pe canalul care, fără să vrea sau fără, vrând nevrând, duce la rigolă. Un canal cam cu miros, că asta e politica, da? Asta e politica. O veste decentă este faptul că după atâtea tergiversări, după atâtea ședințe și întâlniri, pe plus a fuzionat cu USR. Așa un pic de ochii lumii, că actele nu sunt gata. Deci Dacian Cioloș și-a făcut o socată lui Dan Barna. Dan Barna și-a dat jos sandalele și-au zis să meargă împreună în această luptă electorală. Bine fac, că uite-te, PMP-ul, partidul lui Băsescu, deja e un partid robust. Bă, din ce a ieșit și PMP-ul ăsta? Și acum e hotărât să încline el balanța stânga-dreapta în politică. L-a văzut pe Băsescu ieri când a mers să-și anunțe candidatura. Ca un leu, nu chiar ca un leu, mergea repede așa pe stânga sau mai pe dreapta, se vrea el acum. Nici nu se puteau ține ceilalți candidați la sectoare de el, că el candidează la primăria Capitalei. Că a zis că mai este ceva de făcut acolo și trebuie să fie el
primar. Așa, ca un, cum să zic, nu-i zic maidanez, ca un patruped care a fost cândva de rasă, plin de mușcături din politică și care știe cu ce se mănâncă. Dar l-am văzut pe ăla, pe Neamțu, intelectualul lupește prăjit, săracul. A trecut și el în politică, a schimbat discursul, ați văzut cum se ținea după el. Ca un cățeluș de la mic care dă din picioare, știți, cățelușii aia care se puneau pe bol la daci și da, domn Băsescu, dădea din piciorușe să ajungă și el la un picuț de ciolan pe lângă Băsescu. Așa e politica, domnule, așa e politica. Nu că la PNL ar fi mai bine, că în Moldova un primarul care îl lăuda pe Ceaușescu, într-o comună acolo, îl lăuda public pe Facebook, bă, Ceaușescu, atât a făcut pentru voi, duceți-vă și puneți-i o lumânare, a trecut de la PSD la PNL. Acum nu-l va mai lăuda pe Ceaușescu, o să-l laude pe Ludovic Orban. La Cluj situația e simplă, de la PNL candidează domnul Boc. Restul, soacră mi-a zis că merge cu Cioma Botond. Acum sunt 42 ani, a mers cu Ana Horvat și a luat 10 ani cu 10%. Acum merge cu Cioma Botond. Și am zis, socră, dar de ce? Că n-are nicio șansă, zice. Nu, poate. Nu merge electoratul lui Boc, aia de la PSD, n-am nicio șansă și are logică socră în alegeri, nu? Boc n-are niciun rival, ce rival să aibă. Ar trebui nici să n-apară în campanie, să meargă în concediu, în vacanță, domnul Boc. N-are cine să-i pună piedică. Ei, în București, alta-i lupta. Domnul Ciolacu și-a lansat subalternii la primăriile de sector și la primăria capitalei. Totuși, sunt niște nume acolo. Din 6 candidați la sectoare, pe 4 îi cheamă Dan. Dan, Daniel și Dandana. Dandanaua mare îi doamna Firea. Ea candidează din nou la primăria capitalei să facă atâtea lucruri bune pentru bucureșteni. Că și până acum a făcut o grămadă. Cel mai important lucru fiind blocarea conturilor, da? Și atâtea cartiere în care nu există apă caldă. Domnul Ciolacu a prezentat echipa, fiind ca echipă câștigătoare. Bă, dracu, câștigător e bucureșteanul care a luat marele premiu la loto, 1.600.000 de euro. Un bucureștean a luat premiul cel mare. Întrebat ce face cu el, păi zice, încerc să-mi repar centrala de apartament, să avem și noi apă caldă, și poate îmi permit un weekend la Mamaia. Și cu restul să sperăm că nu o să fie iarnă grea. Ce mai 1.500.000 de euro în zilele de azi. Echipa, poate le ia domnul Ciolacu să-l pună primar la vreun sector sau pe liste de consilier, că dacă tot are bani cash, cine știe. Oricum în sondaje, doamna Firea stă bine. 50%, pac, 50% din prima iese, reiese iarăși. Primăvara, peste vârstă, pe locul 2 Nicușor Dan, 42%, Băsescu pe acolo, pe la 5%. Dar a zis că mai pune el lotărie să crească spre 20%. Cam asta e situația. Eu în continuare mă gândesc că nu o să fie alegerile pe 27 septembrie, tocmai din cauza de COVID. Că sunt destul de multe cazuri, ați văzut că iară se impun restricții pici încolo, se mai carantinează câte o zonă, nu știu, astăzi e 17 august și până în 27 septembrie, nu știu ce să zic. Bine ar fi să fie alegerile anul ăsta, să scăpăm de o grijă și de o povară, să nu se mai certe, că acum iară de astăzi se depune moțiunea la Parlament, după ce se depune moțiunea o să fie un scandal undeva miercuri și votul final vineri. PSD-iștii sigur că de data asta dărâmă guvernul Orban. Președintele Iohannis a zis ar fi o nesimțire. Vom trăi și vom vedea, că totul se întâmplă la vedere. Domnule, de când a început vara, pe diverse site-uri circulă același titlu. Incredibil, Loredana Groza cu sânii la vedere. Și am intrat și eu să văd poza aia, totuși, are într-adevăr un decolteu, Loredana Groza, dar nu, cred că ea are o vârstă acum, nu își permite să meargă la oftalmolog,
Și atunci aș aduce sânii la vedere, să-i vadă de aproape. Bă, sa mei, sa mei, îi lasă cu sânii la vedere. La bună vedere pe mâine, subscribe, comentarii și like. Nicu Bendea pentru voi și mâine, marți, cu ceasuri rele, dați-mi pace. Dar ce, azi or să fie ceasuri bune? Ia ziceți voi.